Trenuri suplimentate de cefere călători în mini-vacanța prilejuită de sărbătoarea dormirii Maicii Domnului. Conform comunicatului transmis de cefere călători, în zilele cu trafic crescut în perioada mini-vacanței, este pusă la dispoziția călătorilor toată capacitatea de transport tehnic disponibilă pentru asigurarea mobilității către destinațiile dorite. Astfel, în 15 august vor fi suplimentate garniturile feroviare pentru preluarea fluxului de călători spre și dinspre Mănăstirea Nicula, situată lângă Gherla. De asemenea, anumite trenuri care circulă pe liniile spre Pudna și Caci ca vor fi suplimentate cu automotoare sau vagoane pentru transportul credincioșilor la centrele de pelerinaj. Pentru aceeași perioadă se are în vedere, în funcție de parcul disponibil și solicitările de trafic, suplimentarea cu vagoane a trenurilor care circulă spre și dinspre litoralul românesc pentru ca turiștii să se poată bucura de serbările dedicate zilei marinei române.